Bine v-am găsit, dragii mei! Crina Matei sunt, actrița a teatrului Stella Popescu, un teatru ce a inițiat, în colaborare cu editura Corin Junior, campania Șotron. Pentru această campanie am ales cartea lui Ion Luca Caragiale, Nuvele și povestiri, o carte ce este destinată atât elevilor din clasele 5-8, cât și elevilor de liceu. Am ales să vă citesc astăzi două loturi. Asta e culmea! Culmea, strigă domnul Lefter, ștergându-și fruntea de sudoare pe când Madame Popescu, consoarta sa, caută fără preget în toate părțile. Nu e și nu e! Femeie, trebuie să fie în casă, dracu n-a venit să le ia! Dar ce au pierdut? Ce caută? Caută două bilete de loterie cu care domnul Lefter Popescu a câștigat. Însă oricine mă poate întreba, bine, dacă a pierdut biletele, de unde știe domnul Lefter de câștig? E lucru simplu. Biletele le-a fost cumpărat Pandele, fiindcă îi spuseseră mulți când se tot plângea că n-are noroc la joc să încerce a juca cu bani de împrumut. Și a făcut învoiala, pe onoare, față cu martori, să dea din câștig dacă s-o întâmpla 10% capitanului. Când a cumpărat biletele, domnul Lefter a râs pesimist. Ce-ai găsit? Eu și noroc. Dar domnul capitan Pandele, mai optimist, de unde știi dumneata norocul meu? S-a pus domnul Lefter să însemneze în carnet numerele biletelor. A trecut mult de la aceasta. Lotăriile, amânate de câteva ori, s-au tras în sfârșit amândouă în aceea zi. Leftere! Tu nu știi nimica? Ce? Ieri s-a tras loteriile noastre. Am câștigat. Nu mă nebuni. Cât? La amândouă am câștigat loturile mari. Alea mari de tot. Se scoală drept cu fața luminată de raza adevărului. Știu unde sunt. Acum știu. Ha, le-am găsit. Unde? În jacheta mea cenușie de vară. Cu ea eram la berărie când le-am cumpărat. Ți-o minte bine, le-am pus în buzunarul de la piept înăuntru. Acolo sunt, sigur. Adu-mi jacheta. Care jachetă? A cenușie. Leftere. Ce? Am dat-o. Ce-ai dat? Jacheta. Care jachetă? A cenușie. Cui? Ai spus tu că nu mai porți? Cui? Cui ai dat-o, nenorocito? La o chivuță. Pentru ce? Pe farfurii. Când? Alaltă ieri. Alaltă ieri? Fără să o cauți pe buzunare? Am căutat-o, răspunde femeia îngrozită de vina ei. Taci, taci, strigă crunt domnul Lefter. Pe câte farfurii ai dat-o? Pe 10. La care chivuță? O știi? La țâca, aia tânără frumoasă, care vine totdeauna pe aici. Răspunde vinovată, plângând cu inima frântă de târzie căință. Știi unde se află această chivuță? Zice că stă tocmai la margine, în mahalaua farfurigiilor. Și toți trei intră, împingând pe fată înainte. Dar ce e? Întreabă bătrâna, ridicându-se de la vatră unde stă stârcită. Avem treabă cu fieta, cu țâca. Lipsește ceva dintr-o casă. Știe ea ce lipsește, adăugă domnul Lefter. Ia că a prins, dar nu se poate, țâca, boiarule. Să ferească Dumnezeu eu pentru țâca, poți să pui mâna în foc pentru țâca. Poate e altă chivuță, comandă domnul capitan Pandele. Și aprinde. Cât vrei să mă mai ții în picioare? Ia că a prins. Dar nu se poate. Nu se poate, țâca, boiarule. Să ferească Dumnezeu eu pentru țâca, poci să pui mâna în foc pentru țâca. Poate altă chivuță. La 8 și 5, domnul Lefter, spălat și primenit, suie treptele ministerului. Întreabă pe aprod. Șeful a venit? Acușica, răspunde aprodul. A ordonat să mergeți imediat la dumnealui. Domnul Popescu grăbește și intră foarte umilit. Șeful, care se plimbă de colo până colo cu mâinile în buzunar, cum îl vede, se oprește. Ai venit, domnule?
Da, domnule Georgescu. Aici nu sunt domnul Georgescu, domnule. Aici sunt domnul șef. Să-mi aduci la moment dosarul afacerii Goldstein. Și altădată să știi că te dau afară. Statul nu plătește impiegații ca să facă beții noaptea și ziua să zacă. Uite ce prăpătit ești. În loc să vii la datorie. M-ai auzit? Mergi, adu-mi dosarul. Domnul Lefter iese împleticindu-se. Se duce la masa lui de lucru, descuie sertarul și apucă nervos un vraf de hârtie. Când dă să pună vraful pe masă, scapă printre dește o hârtiuță mică, îndoită. S-a pleacă, o ridică, o privește lung, dă un țipăt. Toți zei, toți au murit, toți mor, numai norocul trăiește și va trăi alături cu vremea nemuritoare ca și el. Sunt acii, acii biletele, acii era soarele strălucitor căutat atâta timp orbește pentru întuneric. Domnul Lefter e liniștit, acea liniște a mării care, înțelenită, în fine vrea să se odihnească după zbuciumul unui praznic uragan. El ascunde în sân, între flanelă și piele, într-un plic de pânze, cele două bucățele de hârtie tipărite canabiu, ca muchea unor farfurii pierdute pe veci. După 10 minute, omul care a scuturat în fine jugul nesuferitei robii intră la bancherul unde au fost depuse biletele angro. Mă rog, unde se încasează câștigurile de la loteriile care s-au tras alaltă ieri? Fondul e depus la casa de depuneri, dar poate cineva să le încaseze și prin noi. Aveți vreun bilet câștigător? Am! Două câștigătoare, răspunde, fără afectare, domnul Popescu și arată de departe biletele, ținându-le grațios între două degete. Sunt câștiguri mari? Măricele! Am amândouă câștigurile mari. Bancherul ea se uită bine la bilete, la liste, la posesorul lor și zâmbind și el fără afectare zice domnului Lefter care ascultă stupid. Uite ce e stimabile. V-ați înșelat. Și iacă de unde provine. Dumneata ai ciudat lucru, ce-i drept. Cum s-a întâmplat asta, dracului? Dumneata ai la una tocmai numărul care a câștigat la cealaltă și... Și ce? Și viceversa. Cum aude cuvântul viceversa, domnul Lefter se face vânăt ca ficatul și se ridică izbucnind cu o voluptate supremă. Viceversa! Nu se poate, domnule. Peste poate. Viceversa. Asta e șarlatanie, mă înțelegi? Vă învăț eu minte pe dumneavoastră să umblați de acum colo cu infamii și să vă bateți joc de oameni, fiindcă este o exploatare și nu vă mai săturați ca vampirii, pierzând toată sudoarea fiecărui om onest, deoarece se încrede, orbește în mofturile dumneavoastră. Au trecut mulți ani la mijloc. Într-un târziu, cine vizita mănăstirea Țigănești putea vedea acolo o maică bătrână, oacheșă, înaltă și uscată ca o sfântă, cu o aluniță mare, păroasă deasupra sprâncenei din stânga și cu privirea extatică. Ea nu scotea un cuvânt, nu voia să răspundă la nicio întrebare, ea nu făcea niciun rău, era dimpotrivă foarte blândă. O singură apucătură denunța oarecum că sub fruntea ei senină clipea o minte cu reazămul dezrădăcinat. Toată ziulica, maica Elefteria culegea temiri pe unde le mai găsea, cioburi de străchin pe care le ascundea cu scumpătate în scunda ei chiliuță. Tot într-un timp, tot departe, în haosul zgomotos al Bucureștilor, trecătorii puteau vedea un moșneag micuț, intrat la apă și scofălcit, plimbându-se liniștit cu acea liniște a mării care, potolită în sfârșit, vrea să se odihnească după zbuciumul unui năpraznic uragan.
Bătrânelul se plimba regulat dimineața de colo până colo, pe dinaintea universității, seara, cum răsăreau astri. În jurul împrejurul observatorului pompierilor de la bifurcarea bulevardului Pache, șoptind mereu cu un glas blajin același cuvânt. Viceversa. Viceversa. Ion Luca Caragiale, Nuvele și povestiri. Acesta a fost un fragment din două loturi de Caragiale, un titlu pe care îl puteți întâlni în anumite versiuni, chiar și de film, Două lozuri. Vă sfătuiesc, atunci când aveți răgaz, să vedeți filmul Două lozuri, un film din 1957, un film foarte vechi, unde Grigore Vasiliu Birlic îl interpretează pe domnul Lefter Popescu într-o manieră magistrală. Tot în acel film o să-i revedeți pe Marcel Anghelescu, pe Alexandru Giugaru, iar în rolul Țâcăi, al țigâncii Țâca, o veți vedea foarte tânără pe minunata actriță Margareta Pogonat. Sunt Crina Matei, vă doresc toate cele bune și urmăriți în continuare campania Teatrului Stella Popescu în colaborare cu editura Corint Junior, Șotron. Pe curând! La revedere!